Am ieșit de la Starbucks și mi-am luat o minune, un frappuccino caramel, care nici nu am încercat încă. Nu l-ai bucat și celălalt. Dulce, mamă ce dulce. Hai să ne începem ziua. Prima oprire de astăzi este la Taur. Este super aproape de noi, la vreo 5 minute distanță. Și noi încă nu am venit să îl vedem, să-l filmăm. Și peste două zile noi ne mutăm de la hotelul ăsta la un altul și e coadă aici și în față și e coadă și în spate. De obicei coada e mai mare aici în spate, toată lumea vrea să-i atingă coițele taurului, să le, nu știu de ce, să le meargă bine, să facă bani, să atragă banii, pentru că taurul ăsta reprezintă puterea, banii. E chiar aici pe Wall Street. Ia să vedem. Vedeți toată lumea acolo în spate sau în față? Nu știu dacă, dar nu e chiar atât de mare coada, am putea sta și noi. Și cu poza de la Taur, la capul Taurului, dincolo nu m-am pus la coadă. Și pe zi ce trece, de când suntem aici, dăm de tot felul de oameni. Mă, nu înțeleg, eu nu înțeleg multe lucruri. Multe lucruri nu le înțeleg, dar când vezi că se face o coadă lungă și lumea stă la poze, tu vii pierdut, te uiți prin fața Taurului și stăm și stăm și spunem, încercăm să facem o poză. Ha? Ea se pune să-i fac poză ei. Și exact. Cât de proșă. Exact. Cine crezi că vrea să-ți facă ție poză random pe stradă când toată lumea stă să facă poză la Taur? Hai că a fost. Hai de cap și-au enervat. Pentru mine a fost funny. Lucian s-a enervat și doar acum ne începem ziua. A fost funny. Ne tot uitam în magazinele astea de gift shop-urile astea după un bubblehead de genul ăsta. Mi-mi place tare mult de Chucky. Și ăsta e din cum doamne îi zice, cam un lapsus. The Walking Dead. Acolo e bătrânelul din Marvel. Donald Trump. Donald Trump e peste tot, acolo e Lucy în spate. El își caută un bubblehead de fapt. Am tot cumpărat magneți. Vreau și o statuetă, dar nu așa mare. O cană, un tricou mi-aș lua, dar mai intrăm. Mai intrăm că am observat că prețurile nu sunt chiar la fel peste tot. Și aici depinde de zonă. Am ieșit din magazin cu o cană foarte simpatică și sper să nu uiți să vă arăt când ajungem acasă toate suvenirurile pe care le-am cumpărat aici. Și am venit, suntem chiar, suntem pe Wall Street și suntem chiar în față la Stock Exchange și din câte știu eu, bursa, nu? Aici e bursa, dar sper să nu mă înșel. Și mergem să o căutăm pe fata neînfricată, pe care o tot mută dintr-o parte în alta. Ba, era în fața taurului. Unde o fi? A, uite-o! Noi am mai trecut pe aici într-o zi și n-am văzut-o. E micuță. Această statuie reprezintă curajul și v-am spus că o tot mută. Era în fața taurului, foarte curajoasă, după cum îi vedeți poziția. Și acum este chiar aici în fața bursei, în fața banilor, în fața locului unde lucrează bărbați în mare parte cu putere. Și ea este neînfricată.
am terminat turul pe aici prin downtown Manhattan, mi-am cumpărat și eu o statuie de micuță să o am ca și amintire și vrem să urcăm până în cameră și apoi mergem, cred, să mâncăm, că deja mi se face foame și nu cred că v-am spus unde stăm. Stăm la hotelul The Washington by Lux Urban, fix aici vis-a-vis de minunăția asta de clădire, după cum ați văzut și din cameră, și nu am arătat niciodată intrarea. Trebuie să ne reînnoim cardul, să băgăm timp. Băgăm timp, da. Încă 7 zile nelimitat. Adică valoare sau timp, noi să băgăm timp că 7 zile nelimitat. $33 Cash. Mă ne chinuim un pic să băgăm. Care vă spuneam și am să filmez de afară, dar a fost o mega coadă care am văzut că a pornit și am profitat să intrăm. E foarte multă lume, e plin. Este un restaurant evreiesc, se numește Katz, Katz Delicatessen. Este aici din 1888. Lucian s-a dus să comande supică și sandwich-urile, o să vi le arătăm când le aduce. Eu am venit să stau jos. Și sunt încântată și foarte înfometată, abia aștept să vă arăt ce ne luăm. Yes, thank you. Daniluci cu popica. Deci, începem cu supica. O supică de pui. E un pic prea sărată, dar e foarte bună. Deci ce am comandat? Am comandat o jumătate de sandwich cu pastramă, care e foarte gros. Wow, e multă, multă carne, dar e foarte gustoasă carne. Am gustat-o în timp ce o preparau. Am luat pentru amândoi aceeași chestie, o supă și un jumătate de sandwich pentru că e foarte mare. Aici avem niște castraveți murați și castraveți proaspeți, o porție de cartofi și o limonadă, tot aici de la Kratz. Mi-e foame de nu mai pot. Trebuie să am... N-am știut cum să fie așa de mult. Deci măcar din cap nu mi-a trecut. Evident că-s mulți, că e cea mai mișto da. Dinerie din... Localul e excelent. O să vă las niște cadre dinăuntru să vedeți. Poftă bună! Mi-am dat seama că n-am filmat când am gustat din sandwich. Foarte greu, mănânc toată smurgară pe mâini. E super bun și super mare. Și le iau așa pe rând, tot scot câte o felie de pastramă, care e excelentă.
Am venit până în magazinul Harry Potter, deși eu nu știu cât de mare fană. Dar mi s-a părut super interesant să venim să vedem dacă toți suntem aici. Fac o magie. Să treacă oboseala. Unde e Lucian? Lucian, să fac o magie să treacă oboseala? Ați văzut? Seriile Harry Potter. Măcar o dată în viață ar trebui să le vadă toată lumea, pe toate, măcar o dată. Eu le-am văzut tot așa pe sărite, până într-o zi când m-am hotărât să le văd pe toate cap-coadă. Flat Iron Building, inițial clădirea Fuller, este o clădire triunghiulară cu 22 de etaje, 86,9 metri înălțime și cadru de metal. A fost una dintre cele mai înalte clădiri din oraș la înființarea sa în 1902. Am revenit și cu impresiile noastre după ce am ieșit de la restaurant. Mâncarea a fost extraordinară. Delicios. Multă. Pentru mine e prea mult un sandwich întreg și jumătatea aia a fost mult. Și pentru ce ați văzut că am mâncat, am plătit 64 de dolari. Au fost două jumătăți de sandwich-uri, două supe, castraveții, cartofi și limonada. Destul de ok pentru... renumele pe care l-are, da. Și cantitatea de mâncare pe care ți-o dă. Exact. Și localul este extraordinar de frumos. Dacă veniți în New York și vreți să mergeți pe acolo, eu vă sfătuiesc să mergeți mai devreme, mai, nu știu, pe la 11, 10 poate. Deși și noi am avut loc. Adică chiar dacă era multă lume, era un local foarte mare. Are multe locuri. Vlogul nostru de astăzi a ajuns la sfârșit. Vă pupăm, vă mulțumim că v-ați uitat la noi până la sfârșit. Nu uitați de like, de subscribe. În caz că nu ați apăsat butonul de subscribe, nu vă uitați la noi fără subscribe. Uitați-vă la noi, subscriși. Vă pupăm, ne vedem la următorul. Ia uite localul Carlos Bakery. Mi-am luat o tartă cu alune de pădure și Luci o tartă cu cafea, cred, nu? Am venit să vă arătăm și cireașa de pe tort.